Când ceva nu se întâmplă cum ți-ai dorit, de pensii private, am citit, auzit ceva. Nu, nu că nu s-a întâmplat, că nu știu ce s-a întâmplat, au fraudulat, au fraudat, au... ci tu ai ales timeline-ul unde vrei să fii cu familia ta, să zicem. Acolo unde încă nu v-ați certat. Iau direct acum, le iau așa, motamo. Și timeline-ul, în timeline-ul ăla ai sărit, să zicem, cu 20-30 de ani în urmă. Cum ziceam, de sate, că canalizare nu era, nu știu ce nu era și lumea nebunește și nu înțelege de ce un sat e prăpădit și altul e dezvoltat, da? Pentru că ai sărit acolo unde familia ta încă nu s-a certat și sunteți toți împreună și acolo ți-a plăcut și nu că m-am gândit eu să sar acolo, nu, e de aici, da? Și tu dinăuntru tău, încă nu prea știi să lucrezi cu energiile, să zicem, da? Și te ia, te apucă și te trăsnește în timpurile alea. Ca și cum a doua șansă și tu să o iei de la capăt, dar înțelegând cum merge cu energiile. Dacă nu înveți și nu lucrezi, ai degeaba ai sărit în timeline altul, că tot așa sari de fiecare dată. Și aia nu-i, aia nu-i bine, aia șoselele se asfaltează sau nu se asfaltează. Au zis că fac și au lăsat baltă, au zis că nu știu ce și da? Pentru că tu în, clip, în orice clipă visezi la ceva și ca să se întâmple visul ăla, sari într-un timeline. Înțelegi unde ești? E superb, e superb. Eu așa mă distrez, sper că toată lumea se distrează. E important să înțelegi cum merge totul, da? Când zici că înțelegi, e nici pe departe, nu, da? Ai tot, toată viața înainte să tot înțelegi. Acolo ești.